Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dăruiește totul. Voi intra și dacă va fi să pierd, voi pieri. Estera, capitolul 4, versetul 16. Estera era o tânără evreică măritată cu un rege păgân. Ea a îndrăznit să încalce tradiția și a pășit în sala tronului unde se afla soțul ei. A riscat totul, dar și-a salvat neamul de la pieire. O tânără a salvat un popor pentru că a fost dispusă să-și riște viața. Te simți inadecvat astăzi? Te gândești că altcineva ar trebui să facă lucrul acesta, nu eu? Atunci citește aceste cuvinte scrise cândva de preotul Edward Everett Hale. Citez: eu sunt doar un oarecare, dar totuși sunt cineva. Nu pot face totul, dar totuși pot face ceva. Și pentru că nu pot face totul, nu voi refuza să fac acel ceva pe care îl pot face. Am încheiat citatul. De câți oameni a fost nevoie pentru a-l confrunta pe faraon și pentru a conduce exodul din Egipt? De unul singur, Moise. De câți oameni a fost nevoie pentru salvarea omului aflat pe moarte pe drumul Ierihonului? De unul singur, bunul samaritan. Un apreciat expert în probleme de conducere scria, citez: Dumnezeu a pus în tine un vis, e al tău și al nimănui altcuiva. Prin el ți se declară unicitatea, el susține potențialul. Numai tu îi poți da naștere, numai tu îl poți trăi. A nu-l descoperi, a nu-ți asuma responsabilitatea pentru el și a nu trăi în conformitate cu el, înseamnă să afectezi negativ atât propria persoană, cât și pe cei care ar beneficia de pe urma concretizării visului tău. Am încheiat citatul. Poetul John Greenleaf Whittier a scris, citez: dintre toate cuvintele triste de pe buze sau din condei, nu există altele mai triste ca acestea. Ar fi putut să fie. Am încheiat citatul. Deci, la apusul vieții vei privi în urmă și vei vedea că ți-ai irosit întreaga viață luptându-te să împlinești așteptările altora? Sau vei fi mulțumit că ai trăit la maximum, străduindu-te să-ți împlinești visul dat de Dumnezeu? Gândește-te la asta acum, cât mai ai timp să schimbi direcția.